Era noapte târziu. It was very late at night. Stăteam pe o piatră afară. I was sitting outside on a rock. Lui Stan i-am arătat piatra că nu a fost la mine. As Stan said, I showed him the rock when he came to my home. Acolo stăm și mă gândeam ce am făcut eu. And I was just thinking, what did I do? Plângeam să nu mă vadă familia. I was crying so my family wouldn't see me. Deodată am văzut că vine o lumină spre mine. And all of a sudden I saw a light coming towards me. Când am văzut lumina, am crezut că e o mașină. When I saw the light, I thought it was a car. În Italia și în România m-au urmărit cu mașina să mă omoare. Because in Romania and in Italy they always try to run me over with cars. So I thought they found me here too. Dar n-a fost mașină, but it was not a car. Că lumina m-a cucerit, the light surrounded me. Și din lumina m-a auzit aceeași voce. And out of the light I heard the same voice. Era același înger. It was the same angel. Dumitru, de ce ești disperat? Dumitru, why are you so despaired? De ce m-ai pedepsit așa de tare? Why'd you punish me so harshly? Ce am făcut eu? What did I do? Ce nu m-a lăsat pe mine în pușcărie? Why couldn't you let me stay in prison? Familia avea unde să stea. But my family would have had a home. Zic, eu n-am unde să plec acasă. I don't have a bed to lay my head down on. De ce m-ai adus aici? Why was I brought here? Dumitru, te-am adus aici că țara asta va... Dumitru, I brought you to this country because this country will burn. De ce m-ai adus să mă arzi aici și nu m-ai lăsat să mor în pușcărie în țara mea? So why did you bring me here to burn? Why didn't you let me die in jail in my own country? Dumitru, taci. He said, Dumitru, be quiet. Urcă-te lângă mine. Get beside me. Ce aparat a avut, nu știu. I don't know what the device was. M-a tras lângă el. But he pulled me beside him. Mi-a arătat toată California. And he showed me all of California. Ce-ți arăt? Do you see what I've shown you? E Sodoma și Gomorra. This is a Sodom and Gomorrah. Păcatul lor a ajuns înaintea lui Dumnezeu. Their sins have reached God. Și Dumnezeu a hotărât să-i pedepsească pe foc. And God has decided to punish them by fire. M-a dus și mi-a arătat Las Vegas. He came and showed me Las Vegas. Aici e Sodoma și Gomorra. This is a Sodom and Gomorrah. Într-o zi va arde. And one day it will burn. Mi-a arătat New York. He came and showed me New York. Aici e New York. This is New York. Aici e Sodoma și Gomorra. This is a Sodom and Gomorrah. Într-o zi va arde. In one day it will burn. M-a dus și mi-a arătat Florida. And then he showed me Florida. Aici e Florida. This is Florida. Aici e Sodoma și Gomorra. This is a Sodom and Gomorrah. Într-o zi va arde. And in one day it will burn. Zic, da, cu mine ce ai să faci? But what will you do with me, I said. Ți-am spus să taci. I told you to be quiet. Și m-a dus la locul de unde m-a luat. And he brought me back to the place we left. Acum stai de vorbă cu mine. He said, now we can talk. Te-am adus în țara asta. I brought you to this country. Iubesc țara asta. Because I love this country. Iubesc poporul din țara asta. I love the people in this country. Și prin gura ta vreau să trezesc mult. And through your mouth I want to wake up a lot of people. Cum ai să trezești prin gura mea când eu nu pot să mă înțeleg cu nimeni? How can you wake them through my mouth when I can't understand anyone? Tu nu te îngrijora, zici. You don't worry about that. Eu îți voi pregăti pe cine să vorbesc. I'll prepare some more for you to speak through. You'd reach television, radio, churches, but tell them everything I tell you. America va arde. Again, he said, America will burn. Cum a sard America, că America e puternic. But how can America burn when it's so powerful, I said. Tu așa să le spui cum he said, spun tell eu. Them as I tell you. Să n-ascunzi nimic, că dacă ascunzi, aspru, hide nothing. If you will try to hide anything, I will punish you harshly. Spionajul sovietic. The Russian spies. Au descoperit cele mai puternice depozite nucleare americane. Have figured out where the most powerful nuclear plants in America are. Când americanii crede că e pace, liniște. When Americans will think it's peace and quiet. Și stăpânesc tot pământul. And they rule the world. Atunci de pe ocean. Then from the ocean. Cuba, out of Cuba, Nicaragua, America Central, Central America, Mexico, Mexico. Va bombarda depozite nucleare americane. They will bombard the nuclear plants in America. Și America va lua foc. And America will burn. Dar ce faci cu biserica? I said, but what will you do with the church? Oh, zice, biserici, unele biserici m-au părăsit. He said, many churches have left me. Cum tu n-ai oameni aici? I said, what do you mean, don't you have people here? Tu așa să le spui. He said, tell them this. Oamenii se slăvesc pe oameni. People glorify people. Cinstea care se cuvine să-i dea lui Hristos. The honor that Christ deserves. Oamenii și-o ia asupra lor. Men take upon themselves. În biserică. In the church. Divorțul. There's divorce. Preacurvirii. There's adultery. Sodomie. There's sodomy. Avort. There's abortion. Tot felul de păcate. And all kinds of sin. Și Hristos nu locuiește în păcat. And Christ will not live in sin. Hristos locuiește în sfințenie. Christ lives in holiness. Și te-am adus aici să strigi în gura mea. And I brought you here that you cry out loud. Să se oprească de a păcătui. Tell them to stop sinning. Să se întoarcă către Dumnezeu. And to repent. Că Dumnezeu nu obosește. Because God never stops forgiving. Amen. Amen. Și toți aceia. And all those. Se vor opri de la păcatele lor. Who will stop sinning? Se vor întorna către Dumnezeu. And who will repent? În ziua nenorocirii voi salva. God will save in the day of trouble. Cum ai să-i salvezi dacă arzi America? How can he save them if America burns, I said. Tot așa să le spui. He said, tell them this. Cum am salvat pe Daniel din groapa leilor? As I saved Daniel from the lions. Îi voi salva și pe ei. This is how I will save them. Cum am salvat pe cei trei tineri din cuptorul cu foc? As I saved the Theolans from the furnace. Îi voi salva și pe ei. This is how I will save them. Și cuvântul lui Dumnezeu spune așa. And the word of God says this. 1000 va cădea la dreapta. 1000 will fall to your side. 10000 la dreapta. And 10,000 to your right. Dar de tine nu se va atinge. Yet no man will touch you. Fiindcă suntem păziți de puterea lui Dumnezeu. Because we are protected by the power of God. Îngerii lui Dumnezeu. And the angels of God are around those that fear him.
Dar trebuie să ai o viață curată. But brother, your life must be clean. Amen. Amen. Dacă tu ești îngerul lui Dumnezeu, if you are truly the angel of God, și tot ce îmi spui tu mie, scrie în Biblie, everything you say to me must be written in the Bible. Eu pot să greesc la americani. If it is, then I can say this to the Americans. Dar dacă nu scrie în Biblie, nu pot. If it's not in the Bible, I won't say a word. Tu ai citit în Ieremia? Have you read Jeremiah? Da, am citit. Yes, I have. Ai citit în 51 Ieremia? Did you read Jeremiah 51? Zic că am citit. Of course I have. Ce înțelegi acolo? What did you understand? Păi vorbește despre Babilonul vechi. It speaks about the old Babylon, I said. Oh, să mai citești odată. He said, read again. Să mai citești odată. Read again. Că spune despre America. Because it speaks about America, not Babylon of old. Apocalipsa 18 citit. Have you read Revelation 18? Am citit, zic, tot cu privire la Babilon. I said, yes, it's also about Babylon. No, ia să mai citești odată. He said, read it again. Ca să deschid mintea să înțelegi. I will open your mind and you will understand. Eu vă spun să citiți din Ieremia 51, versetul 7. Brothers, let's read out of Jeremiah 51. Începem cu 7. We'll start with verse 7. And it says, Babylon was a golden cup in the Lord's hand that made all the earth drunk. The nations drank her wine, therefore the nations are deranged. Amen. Babylon a fost un potir de aur în mâna Domnului. Was a golden cup in the Lord's hand. Care au fost Babilonul? Arabii? Now, are the Arabs Babylon? Care nu cred în Dumnezeu? Those that don't even believe in God? Noi nu înțelegem. Let's try to understand. Care e Babilonul? Who is Babylon? Potirul de aur, spune David, cuvântul tău, Doamne. At one point David says, your word, O Lord, e mai de preț ca aur. Is more precious than gold. America a avut cuvântul lui Dumnezeu la bază. America had the word of God in its hand. America s-a încrezut în Dumnezeu. America trusted in God. America a avut misionari. America had missionaries. America a dus Biblia în toată lumea. America spread the gospel throughout Mulți the world. Mulți oameni s-au pocăit. Many people came to God. Dar America a căzut. But America itself fell from the truth. Ne întrebăm. And we ask ourselves, America a căzut, fraților. Has America fallen from the truth, brothers? Și acum ne întreabă, zice, am vrut să vindic Babilon. And further down it says, we would have healed Babylon. Dar nu s-a vindicat. But she is not healed. Nu, hai, părăsă-ți și ai fiecare în țară. Forsake her, everyone. Că pedeapsa lui s-a apropiat. For her punishment is near. Și ca să noi să ne încredințăm că e America. So that we know it is America. Să citim versetul 13. We'll jump to verse 13. O you who dwell by many waters, abundant in treasure, your end has come, the measure of your covetousness. Tu care locuiești între apii mari. Again, you who dwell by great waters. Lăcomia ta a ajuns la capăt. Abundant in treasure. Dumnezeu hotărât să-ți pui sfârșit. Your end has come. Și 14. And verse 14. Te voi împlea de oameni ca de lăcuși. Surely I will fill you with men as with locusts. Și voi scoate strigăte de război împotriva ta. Who will shout cries of war against you. Oricare țară umplut-o Dumnezeu de oameni. Which country is filled with men? În care țară? Which country does everyone come to? Care vrea să imigreze la Hussein? Who wants to immigrate to Iraq, to Hussein's country? Întreabă-i care vrea să imigreze în America, pe alții. But ask other people who wants to immigrate to America. Văzând că din America au venit atâtea lucruri bune. Because they see that all the good things come from America. Oh, acolo e Dumnezeu. Oh, that's where God is. Așa cum am zis eu, că America era de morți. I thought God directed the dead in this country. I would never have believed such wickedness could exist here. Oh, când m-am dus la o adunare americană. I went to an American church in California. M-am dus cu gândul că ar să mă ajute frații să-mi dea un pat. And I went, you know, maybe the brothers would help me get a bed. Dar făceau rugăciuni pentru bolnavi. But they were having prayer for the sick. Voi, pe mine și așa mă dor picioarele. So I thought to myself, my legs still hurt. Mă duc să mă rog și eu, să rog pentru mine. I'm going to go and ask them to pray for me also. Dar am văzut doi copături. But I saw two guys with a blanket. Voi, zic, dar ce faci ăștia cu pături? I wonder what they're going to do with the blanket. Las că-i să vezi. Oh, you're going to see. Și vine o bătrână în fața lui. And an old lady walks up slowly. Trage un pumn în chiep. The guy smacks her in the forehead. O acoperă cu pături. And then covers her with a blanket. Eu când am văzut, am crezut că o omorât-o. When I saw this, I thought they killed the old woman. Mă duc și feresc pătura. I went and I tried to lift the blanket. Zic, ce-i cu asta? Now, what's this?